Hello, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Mulți dintre voi m-ați întrebat cu ce îmi editez fotografiile, și cele de pe Instagram și cele de pe Facebook. Și astăzi m-am gândit să vă împărtășesc tuturor acest lucru. Unul v-am și răspuns în privat, dar m-am gândit că ar fi mai ok să fac un clip despre acest lucru. Ei bine, de-a lungul timpului, clar, am folosit mai multe aplicații, programe, le încerci pe toate, printre care și Photoshop-ul, bineînțeles, Photoshop-ul și acum îl folosesc, dar mai mult pentru pozele care au o dificultate mai mare de editare. Ei bine, programul pe care eu îl folosesc, cam pentru majoritatea fotografiilor, cam toate, cam de 6 luni, este Snapseed-ul. Cred că unii îl știți, dacă nu știți, aflați acum. Ceea ce place foarte mult e că îl puteți descărca pe telefon. Deci, clar, e utilă oricui. Și ceea ce e foarte tare e că are foarte, foarte multe opțiuni cu care vă puteți juca. Ei bine, această aplicație, v-am spus, este gratuită și o să vă și arăt în minutele următoare. Am încercat eu să vă arăt cam ce opțiuni are și, de fapt, opțiunile pe care eu le folosesc mai mult, aplicându-le pe o poză de-a mea. Mie o să-mi apară direct fotografia pe care o să lucrez, dar pentru a deschide o fotografie e foarte simplu, dați în stânga sus pe deschide. Ok, avem instrumente, da? Și dăm la optimizează. Și o să vă apară o listuță cu mai multe opțiuni. Da? Eu de obicei le folosesc pe primele trei, luminozitate, contrast și saturație. Pentru a le folosi, visăm stânga-dreapta, da? Umblăm la saturație acum. Așa. Avem contrastul, la fel, stânga-dreapta, cum ne-i mai ok, și luminozitate. Eu o să dau mai puțin luminozitate, pentru că mi se pare mai ok așa. Ok, bun. Mai departe, umblăm la detalii. Acestea ne ajută să detaliem poza. În cazul meu, se accentuează mai mult floricelele. O să și vedeți. Avem structură, da? Ok. Și conturare. Bun. Și o să dau before and after, așa, ca să vedeți diferența. Bun. Mai departe, folosim film granulat. Și aici vreau să vă arăt ce înseamnă mai exact granulația. O să dau la maxim. După cum observați, granulația e acel efect de zgomot pe o fotografie. Eu de obicei dau la 0 pentru că nu prea sunt fană. Da? Și aici avem o listă cu preseturi. Ceea ce e foarte ok e că sunt diversificate și se pliază cam pe orice tip de fotografie. Da? V-ați ales presetul și dați intensitatea stilului. Le-am dat 100%. Mai departe, aspect vechi este o altă opțiune, e un fel de completare pentru acele preseturi. E un efect suplimentar. Da? O să vedeți că vă ajută foarte mult, pentru că la fel avem și aici opțiuni. Avem luminozitate, da? Așa. Saturație, o să observați că se intensifică culorile, mai exact la flori, mai mult. Da? Intensitatea stilului. Atât. Bun, și efectul viniet. Acesta se folosește de obicei, aici vreau să vă arăt mai exact, se folosește pentru a scoate în evidență subiectul fotografiei. O persoană, un obiect sau ceea ce dorești să fie central în poza ta. Uitați, before and after. Da? Ca să vedeți mai exact. Ok. Și eu mai folosesc opțiunea selectiv. Aceasta mă ajută să modific intensitatea de lumină, contrast, saturație și structură. Eu în această fotografie o să folosesc doar luminozitatea. Mai exact, adaug un punct selectiv pe fața mea pentru o lumină. Ca să le folosiți și pe celelalte, dați, le glisați. Bun, și aici avem before and after pentru fotografie, de la început și prezent.
Bun. Aici vreau să vă arăt că aveți clar mai multe opțiuni pentru aplicație. Da, vă puteți juca cu foarte multe dintre ele. Eu vi le-am arătat pe cele centrale sau pe cele pe care le folosesc eu cel mai des. Pentru asta fac poza, e foarte simplu. Dăm export, putem să le salvăm sau să avem o copie, da? Să le trimitem. Da? Bun. Dăm salvează. Ok. Aici se încarce puțin și la un moment dat apare modificați. Da, eu de obicei modific peste poza originală, dar voi puteți să o salvați și pe cealaltă. Bun. Și acum o să vă arăt câteva poze pe care eu le-am editat cu această aplicație, ca să vedeți diferența și cam ce poate să facă această aplicație. Sunt două poze care nu sunt originale. De ce? Pentru că am prostul obicei să salvez după ce am modificat direct pe poză, nu las și originala, dar le-am pus ca să vedeți diferența, da? Ca să vedeți cum era înainte și cum s-a făcut cu aplicația. Bun, dragilor, sper că v-a plăcut și că v-a fost de folos tot ceea ce ați aflat și mi-a face mare plăcere să văd că puneți în aplicare toate aceste lucruri și, de ce nu, chiar că puteți să trimite și mie să văd cam ce v-a ieșit. Sunt foarte curioasă, da? Deci aștept pozele voastre modificate în Snapseed pe Instagram sau pe Facebook. Dragilor, cam atât a fost pentru astăzi. Vă pup și abia aștept să ne vedem data viitoare.